vom citi astăzi povestea Cerșetorul și Bogătan, după o poveste populară algeriană. Un cerșetor bătrân poposi într-un sat și bătu la ușa unei case mari. Alături, în curte, se înălța un hambar pecetluit cu un lacăt mare și ruginit. În această casă trăia bogătanul satului, căruia îi se duse vestea de om rău și zgârcit. Nimeni niciodată nu auzise ca el să ajute pe cineva la nevoie. Te rog să-mi dai o bucățică de slănină și o cană cu lapte, îl rugă cerșetorul. Nu pot, n-am, șterge-o de aici cât e lucru cu cinste, se răsti bogătașul. Poate că ți-a rămas pe undeva un pumn de grâu sau niscava bobi, nu se lăsă bătrânul, pe care foamea îl făcu să se înjosească înaintea celor mai câinoși oameni. N-am nimic, lasă-mă în pace, răspunse bogătanul. Dă-mi măcar o bucată de pâine, fie ea și uscată, că nu vei uita până la moarte, zise cerșetorul. Dacă de aici n-am nici pâine, fu răspunsul. Adă-mi o gură de apă, mă usuc de sete, îl rugă bătrânul. N-am nici apă, țipă zgârcitul. O, fiule, exclamă cerșetorul. Ce mai aștepți dacă ești așa sărac și nu ai de nici unele? Ia-ți tolba și cerșește pe la casele oamenilor miloși. Vei găsi pe cineva cu suflet bun să-ți dea și ție ceva de mâncare. Știi vorba aceea, bogatul zgârcit e mai sărac decât un cerșetor. Și mai este una, o să piei și nimic cu tine n-ai să iei. A plecat cerșetorul bătrân mai departe, iar bogatul cel rău și zgârcit a rămas speriat de vorbele ce le auzise.